Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la două citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce mesaje are Universul să îți transmită în acest moment. Și avem numărul 1, piatra mov, numărul 2, piatra galbenă. O să te rog să alegi intuitiv și ne vedem la numărul sau la numerele alese de către tine. Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 1, cei care ați ales piatra mov. Hai să vedem ce mesaj are tarotul pentru tine. Ce trebuie să cunoști în acest moment? Hai să vedem care sunt mesajele pentru tine în acest moment. Ce trebuie să cunoști? Pentru numărul 1. Voi folosi citirea clasică. Bun. Se pare că am început. Bun. În momentul de față avem 9 de monede, 2 de bâte, 9 asul de bâte. Foarte interesant. Deci este o perioadă în care se pare că te afli pe un nou drum. Mergi spre o nouă direcție. De asemenea, văd faptul că ai o speranță foarte mare în legătură cu banii sau în legătură cu partea materială a lucrurilor. Ce mai văd este faptul că urmează o veste bună pentru tine. Dacă nu ai primit-o, urmează să o primești. E ca și cum apare o deblocare în legătură cu o situație care pentru tine contează foarte mult. Văd că ai o foarte mare încredere în tine, ești foarte bine tu cu tine, dar poate unii și eu așteptați niște bani sau vă concentrați pe partea materială. Pentru tine avem 10 de bâte, deci este o perioadă destul de aglomerată. În momentul de față poate te simți obosit, ai multe responsabilități, ai multe lucruri de făcut. Poate sunt chestiuni personale sau profesionale, ai mult de muncă sau simți că te apasă ceva, o problemă personală sau... În alte cazuri, simt aici foarte puternic, repet, faptul că ai foarte multe lucruri adunate. Despre ce este vorba? Da? Este vorba despre faptul că mereu stai și vrei să știi dinainte tot ceea ce ți se întâmplă. Poate este ceva legat de un inamic, da? De o persoană care mereu stă, te spionează. Poate să fie o persoană mai negativistă din fire care, uite, te poate încărca din punct de vedere energetic. Deci, fii puțin atent pe chestia asta. Unii e ca și cum v-ați săturat de minciuni, de falsități. Vi se pare că toată lumea e ca un inamic așa pentru voi, dar nu e așa. Da? Pentru casă, diavolul, o conexiune cu zodia Capricorn. Uite, poate să fie o persoană din casa ta, din familia ta, care să te influențeze aici. Este o persoană căreia este teamă, cineva care... are niște dependențe sau poate este o persoană căreia este foarte greu să se desprindă de un anumit lucru. O persoană care este foarte dominată de subconștientul său. Mai văd de asemenea în casă și în familie faptul că te concentrezi foarte mult pe bani, pe partea materială a lucrurilor. Se pare că acest aspect contează mult pentru tine. Este o persoană supărată aici, în casa ta, în familia ta, poate cineva care e în depresie, da? În alte cazuri simt că îți dorești foarte mult casă, familie, îți dorești ceva anume. Da, se pare că unii aveți niște probleme personale, da? Fie la nivel emoțional, este o perioadă în care dai față în față cu subconștientul tău, cu fricile tale și este nevoie să le învingi, fie în alte cazuri este vorba despre niște probleme care sunt în casa ta, în familia ta. Hai să vedem în curând. În curând avem turnul, deci o veste care te surprinde în curând. De asemenea, văd aici un adevăr pe care îl vei afla, dar și o deblocare. Deci e de bine, pentru că uite, ieși din situația asta. O surpriză pe care o ai. Poate primești un cadou, primești un mesaj frumos. Și este vorba despre o bucurie neașteptată. Deci turnul vine cu surprize, nu vine neapărat cu vești negative. Mai degrabă cred că ești eliberat din tensiunea asta, din situația aceasta negativă.
Este o veste bună legată de acte. Să vedem în viitor, justiția, o conexiune cu zodia balanță, dar văd că în viitor, uite, ai de luat o decizie aici sau ai de lucru cu actele. Poate chiar ai de luat o decizie foarte importantă pentru tine. În viitor văd o întâlnire cu o persoană în cadrul căreia aveți niște discuții importante sau poate chiar mergi la o instituție publică să-ți rezolvi ceva anume. Aștepți un răspuns, aștepți ceva important. Este ceva legat de o instituție veche sau poate să fie aici o discuție cu un bărbat mai în vârstă sau o persoană mai înțeleaptă. În privința acestei decizii au fost multe discuții, a fost o ceartă aici, a fost o negociere. Hai să vedem ce nu știi tu, marea preoteasă. Păi sunt niște secrete clare aici care ți se ascund. Poate nu știi faptul că cineva se informează în legătură cu o situație. Se pare că universul intenționat face ca în acest moment tu să nu cunoști anumite lucruri. Poate este ceva legat de o femeie sensibilă, dulce, iubitoare. Are legătură cu zona străinătății, dar și cu o hotărâre importantă care se ia undeva acolo. Și e ca și cum tu în acest moment nu trebuie să știi lucrurile astea. Are legătură cu un nou început. Este ceva legat de... o persoană pe care o respect sau este vorba despre o protecție foarte mare pe care tu o ai, o protecție divină în acest moment. Dar văd și o persoană care te studiază în secret, cineva care vrea să te cunoască. Uite, are legătură cu niște sentimente, cu niște dorințe pe care cineva le are aici. Hai să vedem pe neașteptate 5 de cupe. Deci pe neașteptate se pare că în sfârșit rezolvi o problemă. Uite, stingi niște lumânări, deci lași în urmă ceva, ceva ce nu îți mai place, ceva ce nu mai funcționează. Spre ce te uiți? Uite, e ceva legat de un bărbat, deci fie o veste pe care o primești de la bărbatul ăsta, fie... unii poate sunteți supărați aici pe un bărbat. Dacă ești bărbat, e o supărare pentru tine. Este ceva legat de un drum pe de altă parte. Deci primești o veste de la un bărbat de la drum sau o veste legată de o mașină, de un drum, de o călătorie. Dar e ceva cu foarte mare noroc pentru tine. Poate afli o veste legată de o casă, de un teren. Poate este o veste din partea unei persoane din familie. Și ce o să te mire? 4 de monede. Deci o să te surprindă toată situația asta, siguranța unei persoane, încrederea cuiva în forțele proprii. Poate chiar stabilitatea la care tu ajungi, pentru că spuneam că trece aici printr-o serie de schimbări, de lucruri ciudate. Și are legătură cu un nou început. Ce o să te mire este o discuție foarte, foarte sinceră, o discuție foarte puternică în cadrul căreia, uite, cineva aici va încerca să-și mențină punctul de vedere. Da? Hai să vedem și îngerii ce zic. Se spune să vezi adevărul în această situație. Deci, cu alte cuvinte, tu vei vedea un adevăr. Hai să vedem. Și ți se zice clar să ai așteptări realiste de la persoana asta, de la situația asta. E nevoie de încredere pe de altă parte. Încredere în tine, încredere în ceilalți, încredere în persoana asta.
Hai să vedem despre ce este vorba, despre acest adevăr, pentru că e clar aici că ceva se află. Wow! Are legătură cu cineva care stă în umbră și care ar vrea să te cunoască. Este o persoană, uite, blondă sau șatenă, cu ochii albaștri. Este o persoană poate mai tânără. Cineva care termină ceva extrem de rapid. Poate afli despre faptul că cineva te place și atunci va fi nevoie să iei o decizie. De asemenea, poți să rămâi surprins de o decizie radicală pe care cineva o ia în legătură cu un triunghi amoros. Pentru că e clar aici că ceva se schimbă. Cumva a venit timpul. A venit timpul. Pentru tine e de bine, pentru că văd libertate. Surpriza, uite, ține de o întâlnire. O cină romantică. Servești ceva împreună cu un prieten sau împreună cu o persoană dragă ție. Poate să fie o întâlnire pasională sau niște discuții. Poate o invitație, uite, pe care o primești. Și cineva aici care, uite, vrea să-și ia puterea înapoi. Bun, hai să vedem și un ultim mesaj din partea acestui oracol pentru numărul 1. Ei, uite, numărul 1, aveți aici clar dragoste, iubire, pasiune. Când spun dragoste, poate să fie și o persoană care este în sufletul tău, adică o prietenă, cineva din familie. Poate e și de dragoste pentru unii, dar eu văd clar aici o iubire, o nouă iubire. Uite, pace, liniște. Și ultimul mesaj, stabilitate. Deci aici e clar că ceva se stabilizează. Poate nu așa cum visezi tu, dar măcar știi și tu una și bună, da? Un final, un nou început. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 1. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag. Dacă ai rezonat cu mesajele, te invit să apeși butonul de like, să-mi lași un comentariu, să distribui videoclipul și de asemenea te aștept să te abonezi acestui canal. Funcția abonează-te este gratuită. De asemenea, poți apeși și clopoțelul și astfel ești prima persoană care află atunci când apare o citire pe acest canal și îți reamintesc și de aplicația Tarot by AI. Acolo ai parte de citiri personalizate, de o citire pentru viitor. De asemenea, poți să vezi culoarea norocoasă pentru tine în ziua respectivă, numărul norocos și este total gratuit. Deci nu plătești nimic, te invit cu drag în aplicație, e momentan disponibilă doar pentru Android, adică dacă ai iPhone momentan nu o poți accesa. Depinde când vezi videoclipul, intră în comunitate pentru că voi anunța dacă va apărea și pe iPhone sau când va apărea. Te îmbrățișez cu drag și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă. Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 2, cei care ați ales piatra galbenă. Hai să vedem ce mesaj are tarotul pentru tine. Așa cum te-am obișnuit, folosim citirea clasică, cea care ție îți place foarte mult. Am zis să vezi și cărțile mai bine, momentan. Hai să vedem ce spune tarotul. Ce trebuie tu să cunoști? Poți să te gândești la o situație, la o persoană sau să lași cărțile să îți arate mesaj. Moartea, 4 de cupe. E clar că aici, uite, se termină o perioadă. Se termină o perioadă. Te văd plictisit, obosit, e ca și cum lucrurile vin mult prea repede. Sau e ca și cum te-ai plictisit de aventuri, te-ai plictisit de a trăi momentul. Parcă vrei ceva mai stabil, vrei ceva mai serios. Poate să fie și un moment în care te simți puțin obosit, însă eu văd clar aici o transformare. Deci poate ești într-o perioadă de schimbări, da? Te transformi din omidă în fluture. Vrei să devii ușor, vrei să zbori, vrei să te simți bine. Pentru tine, pajul de cupe. Deci în momentul de față văd o conexiune cu un copil sau cu o persoană mai tânără.
Există un moment în care, uite, primești vești bune. Poate este o veste din partea unei persoane dragi ție, poate este vorba despre un copil sau este vorba despre o nouă etapă în care tu ești și experimentezi emoții noi. E ca și cum treci printr-o perioadă de maturizare din punct de vedere emoțional. Fie tu, fie o relație. Da? Mai văd o persoană puțin imatură din acest punct de vedere. Hai să vedem pajul de cup. Da, poate avea legătură aici, uite, cu o persoană matură, cineva care a pierdut ceva în viața sa. Dar și un moment în care spui, uite, hai că accept tot ce s-a întâmplat, accept tot ceea ce este. Pentru tine, uite, văd un copil, deci un proiect, poate o veste bună din partea unui copil. Pentru alții poate este ceva legat de un nou proiect în care sunteți implicați, o nouă persoană. Poate este cineva în jurul tău care este mai imatur dintr-un anumit punct de vedere. Ești așa într-o perioadă aici în care te bucuri de fiecare lucru mărunt din viața ta și asta mie îmi place. Pentru casă, îndrăgostiții, o legătură cu zodia Gemeni, dar văd și o decizie pe care cineva o are de luat. Este un moment în care îți poate veni cineva în casă, poți să ai parte de un moment pasional, frumos, poate îți vin niște prieteni, poate îți vine în vizită persoana iubită sau te invită persoana iubită undeva. E cu pasiune, e intens. Doar că pe de altă parte văd și o persoană puțin falsă. Cineva care spune ceva și face altceva. E o supărare privind relația cu persoana iubită. E ca și cum nu ești mulțumit pe faptul că nu te-ai împăcat, că nu stai împreună cu persoana iubită sau stați împreună, dar trăiți vieți separate, nu aveți nicio legătură. Unii simt că e ca și cum spuneți, băi, am obosit cu toată falsitatea asta, cu toată chestia asta, hai să mă bucur de ceea ce am în acest moment. Uite, totuși văd o surpriză mare care urmează pentru tine, legată de acte sau legată de o decizie importantă. Da? Aici tu primești niște vești în legătură cu o decizie pe care cineva a luat-o. În curând, 7 de monede. Uite, văd aici că ești în așteptare, aștepți niște bani, aștepți o recompensă. Poate să fie și un moment în care te bucuri de ceva anume. Poate ai legătură cu o bancă, cu niște bani. Deci, uite, ești prins spre trecut. În viitorul apropiat văd o conexiune cu o persoană care te va duce cumva cu gândul spre trecut. Te va determina cumva să reanalizezi puțin tot ceea ce s-a întâmplat până acum, situația în care vă aflați. Deci aici mai durează puțin. Vei aștepta în legătură cu o situație. Poate să fie ceva legat de muncă. Cineva, uite, care este nevoit să plece undeva, cineva care este nevoit să facă un drum undeva anume. Poate ai de făcut o cheltuială, mai văd, ceva ce ai amânat. În viitor avem 8 de spade. În viitor văd aici un blocaj din care tu vei dori să ieși. Îți dai seama că a fost doar ceva de moment și că este nevoie să iei atitudine. E ca și cum îți dai seama că obsesia nu e bună. Îți dai seama că atunci când te gândești în continuu la o persoană sau la o situație, nu rezolvi nimic. Despre ce e vorba? Despre un contract legat de bani sau despre o relație care are un rol important aici. Dar totuși, uite, eu văd o bucurie neașteptată. Un noroc foarte mare. Chiar atunci când spui gata, renunț, fix atunci vine discuția, fix atunci vine bucuria. Dar care poate nu se desfășoară chiar așa cum îți imaginezi tu. Da?
Ca și cum cineva vine iar cu aceleași replici aici. Că asta e regula, că asta e situația. Ce nu știi tu, regele de bâte? Deci o conexiune aici cu o zodie de foc. Leu, berbec, săgetător. Păi tu nu cunoști faptul că o persoană energică, glumeață, plină de viață, este un om care face sport, care știe bine să negocieze, căruia îi place viața, îi place să trăiască viața, omul ăsta poate ți ascunde ceva sau poate este o chestiune legată de o afacere pentru unii dintre voi. Da? Ce nu știi tu este că cineva îți poartă foarte mult noroc. Deci este o persoană care îți poartă noroc sau cineva care are o speranță mare pentru tine. Poate să fie o persoană de la distanță, deci dintr-o altă țară, dintr-un alt oraș, cineva care dorește, bineînțeles, să te cunoască. Să te cunoască mai bine. Este o persoană care cumva mereu este în spatele tău. Pe neașteptate, temperanța, o conexiune cu un săgetător. Pe neașteptate, văd aici o împăcare sau te revezi cu o persoană. Mai văd faptul că ceva se vindecă, ceva se liniștește. Și uite, apare o bucurie neașteptată. Uite, niște vești bune care apar pe neașteptate, legate de bani. Cineva îți spune, uite, gata, am rezolvat problema. Sau cineva vine către tine, încearcă să te mulțumească, încearcă să te liniștească, cumva, nu. Și ce o să te mire este un drum pe care îl vei face sau o persoană care vine către tine. Surpriza poate să vină și din partea unei persoane care se află într-o altă țară, într-un alt oraș. Ia uite, e ceva legat de dragoste. O explozie de dragoste, o persoană care nu mai poate și care acționează. Un prieten, da, care știu eu, apare în viața ta și care spune că are o problemă. E un final surpriză, o eliberare. Aici poate să fie cineva din casa ta, din familia ta, de surpriza de aici poate să vină sau o discuție serioasă pe care o ai cu cineva în legătură cu o mutare. Hai să vedem îngerii ce zic în situația. Și se spune să găsești soluții armonioase. Da, și să-ți pui o dorință. Deci e clar aici că se găsește o soluție bună pentru tine, pentru ceilalți. Dar în unele cazuri văd o separare, o închidere, o despărțire, poate un final de care afli. Hai să vedem despre ce este vorba. Are legătură cu o relație toxică sau o poveste toxică, o situație toxică și cu casa, cu familia. Dar văd și un bărbat mai tânăr. Este un bărbat care conduce mașină sau cineva care face multe drumuri. Poate să fie și o persoană mai sportivă din fire. Deci surpriza, uite, ține și de persoana asta. Cineva îți vine în vizită. Surpriza este o discuție, da? Un apel telefonic, niște mesaje, ceva ce se comunică aici în legătură cu o întâlnire. Deci poți să ai o întâlnire aici, o întâlnire romantică sau îți vine cineva în vizită, te sună un prieten și îți spune, uite, am problema respectivă, dă-mi un sfat, ghidează-mă. Și poate să fie ceva legat de muncă, da? Poate chiar o veste pe care o primești. Are legătură cu un succes, văd eu aici, cu o bucurie. Să vedem și oracolul ăsta ce zice.
triunghi amoros sau o decizie importantă pe care cineva o are de luat. Este vorba despre un bărbat, un bărbat care are un statut sau un bărbat căsătorit și cineva căruia este teamă să ia o decizie. Da? Și aici veți avea o discuție. Cuiva este teamă de un inamic, este teamă să nu te piardă. Omul ăsta găsește noi oportunități, găsește niște soluții, e ceva legat de o sumă mare de bani, de o casă, de un teren. Da? Și aici se pare că apar niște schimbări, apar niște schimbări pentru cei mai mulți dintre voi. Doar că, repet, văd și o persoană geloasă, asta e surpriză. Da, e cineva care se simte extrem de atras de tine. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 2. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, iar dacă ai rezonat cu mesajele, te invit să apeși butonul de like, să apeși clopoțelul, poți să te abonezi canalului, poți să-mi lași un comentariu, să-mi spui care este părerea ta privind această citire, cu care număr ai rezonat mai bine și de asemenea te invit și pe aplicația Tarot by AI. Acolo ai în fiecare zi numărul norocos, culoarea norocoasă pentru tine, în mod special, ai citire pentru viitor, citire personalizată, deci te invit cu drag acolo dacă ești interesat. Te îmbrățișez cu drag și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă și îți mulțumesc încă o dată pentru că mi-ai fost alături.